Noi existăm decât pentru dușmanii noștri și pentru câțiva prieteni care nu ne iubesc. Sentimentele dintre prieteni sunt obligatoriu false. Cum să te atașezi fără gânduri ascunse de un ninț pe care îl cunoști prea bine? Niciun prieten nu spune vreodată adevărul. Iată de ce doar dialogul mut cu dușmanii este fecund. Sfat pentru un tânăr. Nu uita că superiorilor și prietenilor nu te pot spune niciodată adevărul. Recunoaște așa. Superiorilor? Nu, prietenilor. Nu te pot spune adevărul care doare decât în anumite situații. Și totuși, amintește-ți de remarca lui Cioran, era rușinat de lipsa de milă cu care i-a făcut acestui monstru dementului interesat portretul. Da. Noi pismăim decât pe cei pe care îi cunoaștem bine, pe care îi frecventăm intens și al căror succes ar trebui să ne facă plăcere. Iată de ce în orice prietenie e ceva putred, iar aproapele nu ne iubim cu adevărat decât în măsura în care este victimă. Cum încetează să mai fie, îl bândim cu suspiciune și cu anxietate. Deci iubim un prieten câtă vreme e victimă.